Bine ați venit la această conferință de presă. După cum am menționat anterior, o să debuteze astăzi un ciclu de conferințe de presă care au ca obiect prezentarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, cu finanțare europeană, stadiul în care ne aflăm în momentul de față și constatările pe care noi le-am făcut în legătură cu implementarea acestor proiecte. Alături de mine la această conferință de presă este domnul consilierul Cosmin, viceprimar al municipiului Târgoviște, doamna Popa Daniela, manager de proiect la obiectivul modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște și director economic în cadrul primăriei municipiului Târgoviște. Așa cum probabil ați intuit, astăzi o să abordăm unul din cele mai importante obiective de investiții care s-a derulat și se derulează în municipiul Târgoviște, și anume acela care are prin plan modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște. Este un proiect accesat pe POR 2007-2013, axa prioritară 2, îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale. Valoarea proiectului este de peste 92 de milioane de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 86,50%, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 11,50%, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de 2%. În legătură cu acest proiect au fost aduse în discuție de-a lungul timpului foarte multe aspecte. În momentul de față, vreau să precizez că suntem în faza de evaluare a ofertelor. Suntem la a treia, dacă nu mă înșel, faza de evaluare a ofertelor pe proiectul de centură al municipiului Târgoviște. Eu sper că această evaluare a ofertelor să se încheie în aproximativ o lună, maxim o lună jumătate. Și fac această precizare pentru că vreau să aduc puțin în discuție modul în care a fost implementat acest proiect, începând cu data semnării contractului și până în momentul în care ne aflăm astăzi. Contractul inițial a fost semnat în data de 28.06.2010, contractant fiind asocierea dintre SC Cas SRL, SC Transbitum SRL, SC Carena SPA Impresa de Construcțiuni, reprezentată de SC Cas SRL. Obiectul contractului, execuție lucrări. După cum știți, contractul a fost reziliat în data de 23.07.2012. Ei bine, din analiza pe care am făcut-o, a rezultat că încă de la început, acest constructor a tratat absolut neprofesionist acest contract, în sensul că practic nu a fost niciodată în graficul de execuție al lucrării. Și o să vă explic imediat modul în care s-a derulat și aspectele din care rezultă lucrul acesta. Vreau să spun că pentru prima dată echipa de implementare a proiectului a sesizat faptul că pe acest proiect există probleme în execuție în data de 7 octombrie 2011. Deci atunci, echipa de implementare informa conducerea primăriei Târgoviște cu privire la aceste aspecte. În informarea respectivă pe care o am în față, se menționa că, deși volumul lucrărilor executate ar fi trebuit să fie undeva la 34,87% din total contract la momentul respectiv, lucrările executate se situau la nivelul de 10,32%, deci mai puțin
de 30% din valoarea ca și stadiu fizic. Deci la momentul respectiv. De asemenea, a existat o propunere de rezilierea contractului încă de atunci, propunere venită inițial din partea dirigentului de șantier, din partea inginerului și preluată de către unitatea de implementare a proiectului. Iar argumentele în vederea rezilierii contractului erau multiple, și anume utilizarea de soluții care nu sunt conforme cu documentația de execuție, mixtura așternută pe strada laminorului nu corespunde specificațiilor tehnice, așternerea stratului de mixtură asfaltică s-a făcut pe un sector pe care lucrările de canalizare nu aveau documentele de calitate, tipul mixturii asfaltice din stratul de legătură nu este cel aprobat și specificat în proiectul tehnic. De asemenea, se comunică două neconformități privind executarea împluturii compactate la canalizare, respectiv utilizarea unui material fără aprobare inginerului și, de asemenea, nerespectarea sortului aferent materialului respectiv. În urma tuturor acestor aspecte, unitatea de implementare a proiectului concluzionează la data de 7 octombrie 2011. Dată fiind situația deosebit de gravă la acest moment, când s-a depășit jumătate din perioada de contract, iar suma lucrurilor executate la zi și aprobate de către inginer la plată este de 5 milioane, realizările conforme reprezentând doar un procent de 10,32% din totalul lucrărilor contractate și ținând cont de solicitările inginerului, în conformitate cu art. 15.2 litera din Condiții Generale din contractul de execuție, propunem inițierea procedurii de reziliere a contractului de execuție. Având ca motivație că antreprenorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate contractual. Deci, acum suntem la momentul 7 octombrie 2011. Cu toate acestea, rezilierea contractului de execuție s-a făcut tocmai la data de 23 iulie 2012, după încă 6 informări venite din partea echipei de implementare a proiectului. Deci, abia la data 23.07.2012 a avut loc rezilierea contractului, în condițiile în care, cred eu că la momentul octombrie 2011, contractul trebuia să fie reziliat. În acest context, s-a reluat procedura de atribuire a contractului, ajungând însă la momentul 23.08.2013, când marcăm perioada de evaluare a noilor oferte. Ei bine, și aici identificăm o perioadă de aproximativ 8 luni, de mai bine 2 luni, 23.08.2013, 29.04.2014, în care practic contractul a fost blocat în această perioadă de evaluare a ofertelor. Din punctul meu de vedere, mai mult de 3 luni la această evaluare nu ar fi trebuit să se piardă. Deci am avut 7 luni între momentul în care echipa de implementare a proiectului a sesizat necesitatea rezilierii contractului și momentul rezilierii, la care mai adăugăm în momentul de față încă cel puțin 4 luni, dacă nu 5, în care a avut loc evaluarea ofertelor. Aceste 5 luni fiind peste termenul pe care eu îl consider în momentul de față ca și termen maxim în care ar fi putut să aibă loc evaluarea ofertelor. Și iată, am identificat în momentul de față 12 luni
în care contractul practic a fost blocat din motive subiective. Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca în momentul de față să avem 12 luni la dispoziție. Practic, n-ar fi existat niciun fel de problemă în implementarea acestui proiect. Unde ne aflăm în momentul de față și ce avem, și ce avem de făcut și care sunt șansele ca acest obiectiv de investiții să fie realizat. Este un obiectiv de investiții vital pentru municipiul Târgoviște, pentru județul Dâmbovița. Este o valoare foarte mare, iar consecințele nerealizării acestui proiect ar fi absolut dezastroase pentru municipiul Târgoviște. Așa cum am spus la începutul acestei conferințe de presă, acum ne aflăm în perioada de evaluare. Eu sper că evaluarea să fie definitivată în maxim o lună jumătate. Luați prin comparație termenul de evaluare de 8 luni care a existat în perioada 2013-2014. În acest sens, am procedat la delegarea unor persoane către compartimentul achiziții, astfel încât să asigurăm funcționarea în bune condiții a acestui departament pe fondul acestei misiuni deosebit de dificile de evaluare. Iar persoanele care sunt implicate în activitatea de evaluare, pe parcursul acestei evaluări, vor fi degrevate de alte obligații de serviciu. Perioada de execuție prevăzută în contract este de 9 luni. În acest context, achiziția privind execuția lucrărilor ar fi trebuit să fie finalizată cel târziu la data de 4-a 3-a 2015. Ori, în momentul de față, este foarte clar că avem un risc de nefinalizare în cadrul POR 2007-2013, practic termenul de 9 luni, din la acest moment depășit și contractul de achiziție de lucrări nefiind semnat. De altfel, acest aspect a fost reținut și în raportul privind vizita la fața locului, datat 10-a 3-a 2014, aparținând ADR Submuntenie. Ce ar mai fi de spus la acest moment? Ar mai fi de spus că niciunul din indicatorii prevăzuți în contract nu este realizat. De fapt, este un procent de realizare de 0%. Pentru că lucrările care au fost desfășurate nu au fost finalizate nici pe tronsoanele de drum, nici cu privire la canalizare, nici cu privire la pasajele rutiere pe care acest proiect le presupune. Prin urmare, situațiile pe care le avem sunt următoarele. Finalizăm cu succes evaluarea. Avem un câștigător, semnăm contractul și încercăm să finalizăm proiectul până la finalul acestui an. Atunci, asta e situația, și reușim să finalizăm proiectul, asta e situația cea mai fericită. Poate exista și o altă situație. Identificăm un ofertant care îndeplinește condițiile legale, încheiem contractul, dar nu reușim să finalizăm lucrările până la sfârșitul anului 2015. În acest context, toate lucrările care trec de 31.12.2015, contravaloarea acestora devine cheltuială neeligibilă și va fi suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște. În acest sens, la rectificarea bugetară
din iulie anul acesta sau pe, în cea de-a doua parte a anului, va trebui să identificăm resursa financiară pentru a putea finaliza aceste proiecte. Poate exista și situația în care niciunul din ofertanți nu îndeplinește condițiile legale. Și atunci, din punctul meu de vedere, proiectul este compromis. Pentru că este imposibilă realizarea unei noi proceduri de atribuire a contractului de execuție de lucrări de acum înainte, care să aibă vreo șansă de implementare. Oricum, și la acest moment, suntem cu risc de neimplementare a proiectului, lucru constatat de ADRS-ul Muntenia, dar dacă avem noroc să existe un constructor serios, dacă acesta își va îndeplini așa cum trebuie obligațiile contractuale, putem să spunem că acest proiect se va finaliza cu succes. Dacă nu, asta este situația, vă prezint obiectiv, nefardat, așa cum rezultă din documentele care mie mi-au fost puse la dispoziție. Și repet, avem o perioadă de 12 luni, care, din punctul meu de vedere, reprezintă întârzieri nejustificate în implementarea acestui proiect. Ținând cont chiar și de o perioadă de 3-4 luni a procedurii de evaluare 2013-2014. Din păcate, procedura de evaluare n-a dus la nimic. Pentru că a fost desemnat și în urma unor contestații tehnologică, Radion a fost desemnată ca și câștigătoarea licitației. N-a reușit să îndemnească cerințele financiare, procedura de atribuire fiind anulată. Așa că la acest moment suntem pe muchie de cuțit cu unul din cele mai importante proiecte de reabilitare a infrastructurii din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, de fapt din istoria acestui municipiu. Domnule primar, ce ține și nouă care din motivele alea subiective care au fost la întrebare? Am explicat. Între momentul în care a făcut propunerea din partea unității de implementare a proiectului către primar de rezilierea contractului și în momentul la care acest contract a fost reziliat, au trecut vreo 7 luni de zile. De ce au trecut? Care aceasta la a fost nevoie de încă vreo 5-6 adrese identice aproape din partea unității de implementare pentru a se produce rezilierea contractului. Pentru ca unitatea administrativ-teritorială să rezilieze contractul. Ulterior, în cursul anului 2013, a fost deschis și un litigiu privind daunele interese datorate de către CAST, Transbitum, de către membrii asocierii, față de unitatea administrativ-teritorială, valoarea acestui litigiu este undeva la 7 milioane de lei, dacă nu știu. Și al doilea aspect legat de faptul că această prelungire este subiectivă, este legat de perioada de evaluare, pe cea de-a doua procedură de atribuire. Mai mult de 4 luni de zile, 3-4 luni de zile, n-ar fi trebuit să dureze evaluarea și a durat peste 8 luni. Aici am identificat eu cele două aspecte, care, în opinia mea, reprezintă o întârziere nejustificată în implementarea acestui proiect. Păi ia 7 milioane și trebuie să-i dea înapoi, imediat sau nu? CAST. CAST este curât. De fapt, membrii asocierii au calitatea de curâți și reprezintă daune interese legate de revizuirea proiectului, relicitare și așa mai departe, de întârzierile efectuate, de întârzierile pe care proiectul le are. Dosarul e la Tribunalul Dâmbovița. Câți bani a primit CAST de la primărie? Păi, procentul... Aproximativ 25% din valoarea contractului. 27% de execuție. În urma contractului de finanțare din 2010, cât trebuia terminat? 24 pe luni. De la momentul semnării contractului, și anume 28.06.2010 a semnat contractul, 24 de luni, undeva în vara anului 2012. Eu vreau să fac o
fac o precizare, da, vă rog. Pentru că a specificat acele lucrări din rapoartele echipei la momentul la care erau de proastă calitate, deci nu a fost decontat absolut nimic care n-a fost însușit de către inginer din punct de vedere al calității. Deci nu există plăți pentru lucrări care nu ar fi fost executate sau ar fi fost prost făcute. Care sunt firmele care sunt evaluate acum? Nu putem să vă oferim în momentul de față informația. Repet, într-o lună jumate finalizăm procedura de evaluare. Ultima dată de solicitare de decontare pe septembrie? Nu există o asemenea limitare. Noi o să încercăm cât putem să ducem lucrările. Nu există o asemenea limitare. Sigur, poate exista o limitare, dar nu știu dacă de luni, de zile, care ține de circuitul documentelor. Adică al mecanismul cererilor de rambursare și al cererilor de plată, care au în medie între 20 și 30 de zile. Și atunci se pune problema ca să te pui la plată un document și să te încadrezi până la 31 decembrie, trebuie să fie undeva probabil în noiembrie, astfel încât să te aduci bănuții înapoi. Și tot ce va fi în afara acestor termene vor deveni, așa cum vă spunea și domnul primar, cheltuieli eligibile și vor fi suportate din bugetul local. Din analizele dumneavoastră, care este riscul, dacă există de corecții și cam cât în, nu știu, scenariile pe care le-ați creat dumneavoastră, cam cât ar urma să fie această corecție, dacă ea există în acest proiect? Nu știu, nimic și nu pesimist. Așa cum v-a prezentat și domnul primar cele trei posibilități, în cea mai pesimistă, aceea în care nu va fi identificat un câștigător în urma procedurii de achiziție, există riscul major ca toți bănuții care au fost primiți până acum să fie dați înapoi, inclusiv cu majoră și penalități de întârziere. Pentru că nu este atins, practic, niciunul din indicatorii. Primăria Târgoviște nu își permite să facă pe bani proprii, să deruleze un asemenea proiect. Și oricum, dacă am avea o corecție de 100%, ar însemna să dăm... Corecția este la tot proiectul sau la ce s-a primit? La tot proiectul, în condițiile în care nu vom avea un câștigător acum. Problema este că nu se realizează niciunul din indicatori. De aceea este corecția așa de mare. Pentru că banii sunt dați pentru realizarea unor indicatori. În momentul în care tu nu practic obiectivul pentru care banii au fost alocați, nu este atins nici măcar. În momentul de față și v-am spus chestiunea asta. Indicatorii sunt la 0% astăzi. Așa arată. Pe documentele oficiale. Deci ce s-a lucrat până acum, s-a lucrat în așa fel încât practic nu am reușit să atingem niciun indicator, pentru că la momentul respectiv constructorul a încercat să facă lucrări care costau mult, se făceau repede ca să poată să încaseze bani. Nu s-a apucat de niciun pasaj. Astea sunt lucruri și construit un pod. Și la momentul deci sunt patru pasaje din care un pod nou, este vorba de dublarea podului de la Tisici, un aval de cel care există. Și reabilitarea altor trei, respectiv pasajul peste DN71, podul de la peste Ialumița la Valea Voivozilor și pasajul de la Petru Cercel, după cum știți, jumătate din el este făcut, pentru că e singurul tronson pe care se circulă. Pe de altă parte, n-a fost finalizată rețeaua de canalizare. Asta spunea domnul primar. Deci ăștia sunt indicatori, pasajele, rețelele de canalizare și reabilitarea infrastructurii rutiere. Deci niciunul din acestea n-a fost finalizat. Infrastructura rutieră pe câți kilometri? 13,8. Dumneavoastră sunteți la legele lui de când? De o lună de zile. Dar am fost și în echipă, până la momentul la care ne-am dat demisia în primăvara anului 2012. Asta a determinat, de fapt, rezilierea contractului. Bine că am adus în discuție chestiunea asta. Practic, demisia echipei de implementare a reprezentat un semnal destul de puternic care să determine la momentul respectiv conducerea primăriei să ia decizia de reziliere a contractului. De ce a fost dat acea demisie?
la acel moment echipa a considerat că nereziliindu-se contractul, proiectul este compromis. Lucru care, din păcate, până la momentul ăsta, așa și este. Dumneavoastră, aveți cunoștință de vreo cauză pe care în care fostul președinte al Consiliului Județean Florin Popescu este implicat în legătură cu proiectul de centură? Este o chestiune personală despre care m-am înțeles. Personală? Da. Deci, s-au făcut presiuni asupra mea de către domnul Popescu? De către domnul Popescu personal și n-am să intru în amănunte pentru că fac obiectul în indusat. În cazul în care nu a putut de luat contractul, este posibilă repunerea unui proiect pe exercițiu financiar de 2014-2020, dar nu ce subiect au șapturii? O să studiem această problemă. Posibil. Să poată fi depus, numai că nu ne salvează de corecții financiare. Ideea este că dacă ajungem să plătim o asemenea corecție financiară, orice cofinanțare pe orice proiect european, indiferent de cota de cofinanțare, este compromisă, pentru că avem o corecție financiară care s-ar situa undeva la 85% din total venituri proprii, așa cum sunt ele stabilite pe 2015. Avem 111 milioane venituri proprii. Să avem 92 de milioane sarcină financiară care să greveze bugetul, înseamnă falimentul administrației publice locale. Domnul director, vorbeați de presiune, ce spuneți noastră e grav. Dați-mi voie. Deci e o chestiune care s-a întâmplat în 2012. Și acum, în vedere că cine mai făcea parte din anticipa din la acea dată era manager de presă, domnul Constantinescu Marius, domnul Ciobanu Aurel era responsabil tehnic, domnul Eculescu, consilier juridic, domnul Colașa Constantin, asistent manager, doamna Clara Ognanu era secretarul comisiei și suntem din nou colegi în această echipă. Cine a preluat după aceea sarcina de la conducerea noi unități parlamentare. Fac domnul Ferrariu, dar nu mai mi-aduc aminte exact toată componența echipei după. Licitația a fost adăugată la PSA? Da. De fiecare dată. Pentru că valoarea era foarte mare. Ce participanți am fost acum? Având în vedere că suntem în evaluare până la final, vă rog. Cine se vrea? Numărul lor. Numărul. Și nu mai reprezintă. Vă vor pune la dispoziție informațiile necesare. La comisiune s-au făcut doar asupra dumneavoastră? Nu vreau să comentez, v-am spus și nu am să intru atâta vreme cât 3 ani de zile nimeni nu întreba nimic. Acordați-mi... Nu comentez. Da, dar contestațiile pot dura destul de mult. Dacă se aduce, dacă se ajunge în instanță și așa mai departe. Dar termenul curge de la, teoretic, ultimul termen curge de la atribuirea contractului. Adică... Da, e o problemă, da. Într-adevăr, este o problemă. Este o problemă. Permanent, acesta a fost proiect. Mai este acest proiect, pentru că primul proiect a fost... Deci asta e situația pe drum de centură. O să continuăm cu ceea ce înseamnă complexul de natație, cele două piduri și mai avem niște proiecte care ne dau mari bătăi de cap pe ceea ce înseamnă promovarea bisericii. Și acolo vreau să ieșim și să discutăm, să prezentăm transparent lucrurile,
Să vedem ce s-a întâmplat. Exact, există pe unul din aceste proiecte și o suspiciune de fraudă, că de-aia vreau să le aduc, de-aia vreau să aduc în discuție chestiunea aceasta, în legătură cu modul în care se derulează contractul. Așa o întrebare. În anumite cercuri economice, în cercuri tehnologice, sunt firme care spun că dumneavoastră, nu știu dacă persoană sau dumneavoastră de partea informației politice pe care le prezentați, ați trimis o firmă la DNA să facă un denunț și să ceară audit tehnic, deci financiar, pe toate proiectele bun. Nu. Ca să răspund punctual întrebării, nu. Doi. Am de gând să cer un audit tehnic și nu o să-l cer pe DNA. O să-l cer direct pentru că îmi permite acest lucru. Și iar pe cele două PID-uri am solicitat ca prealabil unui audit tehnic diriginții de șantier să facă un raport de la începutul execuției lucrărilor și până acum cu tot ceea ce înseamnă dacă există deficiențe, modul în care văd derularea contractului și dacă plățile care s-au realizat s-au făcut în condiții de legalitate. Deci până pe 20 martie, 20 martie este termenul la care primesc, va trebui să primesc acest raport, și pe PID-ul A și pe PID-ul B au plecat aceste notificări. După aceea putem să discutăm și despre un audit tehnic. Dacă să răspund întrebării dumneavoastră, nu am făcut uz de un asemenea mecanism de sesizare. Dacă constat ceva, o să sesizez direct. Deci dacă o să constat ceva, o să sesizez direct, fără să fac apel la așa ceva. Un audit tehnic ar urmări exact situația de cine, da. Prima dată, dirigintele de șantier, care este consultantul pe acest proiect și care autorizează practic tot ceea ce înseamnă lucrare din punct de vedere calitativ și cantitativ, adică ne spune nouă ca și beneficiar că lucrările au fost făcute în condițiile și la standardele de calitate și cantitate prevăzute în contract, mi se pare normal să vină și să-mi prezinte cu semnătură și pe etape să-și asume faptul că la acest moment avem lucrările sunt făcute corect. Și de la momentul respectiv putem să mergem mai departe. Cam asta e situația în legătură cu această auditare tehnică. E mai complexă discuția. Dar în momentul ăsta a fost demarată această procedură de verificare a calității lucrărilor pe PID-uri. Sub acest aspect. La un moment dat se vorbea și de demararea unui audit financiar în volum primării de Bobișe, să demară. Există în momentul de față o misiune de audit pe Direcția de Salubritate. Direcția de Asistență Socială, pardon. Intenționăm să declanșăm un audit și pe Clubul Sportiv Municipal. Dar Clubul Sportiv Municipal, începând de în această săptămână, tot ceea ce înseamnă cheltuială la club va fi autorizat de către primărie, de către o persoană desemnată în cadrul primăriei Târgoviște, care va verifica oportunitatea și legalitatea acestor cheltuieli, în speță doamna director economic Popa Daniel. Deci a primit sarcini expresă în legătură cu urmărirea cheltuielilor pe ceea ce înseamnă Clubul Sportiv Municipal Târgoviște. Iar pe asistență socială, care sunt temerile, care sunt problemele? Vă spun, în momentul de față, cu Direcția de Asistență Socială, există un minus destul de mare la buget. Cât? Vreo peste 25 de miliarde în bani vechi. Dar nu s-a făcut licitația. Dar eu am dorat de licitație. De exemplu, dacă copiii sunt cumpărate de la Kaufland, prin intermediul unei persoane, pot să meargă cei de acolo. Poate există un contract în care spune parte. Pot să spui că PFA, că vă duc și mâine dacă sunt în Kaufland, PFA nu știu care produce parte. Clar, duce și de la Kaufland, dar ia prin intermediul cuiva. Nu se pot duce cei de la casă și a parteul de la Kaufland? Așa ar trebui să facă. Deci e prin intermediul unui PFA, trebuie să verificăm. Vom vedea ce se întâmplă. Dacă proiectul de centură este cumva legat de proiectul de la baza de antenă. Da, sunt legate și mai precis în complexul de natație este legat de rețeaua de canalizare. Deci, la momentul ăsta, bazinul nu poate deversa
apa uzată pentru că nu are unde. Și atunci se pune problema și există riscul ca în cazul în care centura nu va fi adjudecată de Contrăile pentru obiectivul la centură nu vor fi adjudecate, să trebuiască un nou PD revizuit la complexul de natație, astfel încât să fie realizată și rețeaua de canalizare. Păi, dar riscăm și acolo să fie 50 ani de ani? Nu cred. Că este timp. Noi vom ști într-o lună și jumătate în care este stadiul centurii. Și atunci este timp să facă și această revizie. Nu trebuie să facă canalizarea într-un colector respectiv, da, până la calea București, sau așa cum au fost duse și rețeaua de gaz. Practic, până la urmă, există o soluție să se termine toată, dacă nu o chem de rețea. Da, deci există, numai că va fi o chestie suplimentară dată de realizarea rețelei de canalizare. Pentru că rețeaua de canalizare pe calea Ialomiței este prost făcută și nu a fost acceptată la plată. Iar nouul proiect revizuit pentru drumul de centură pe calea Ialomiței va fi realizat de la zero. Pe calea Ialomiței, dacă va fi să se mărea lucrările, canalizarea va trebui înlocuită cu totul. Adică se face și ce s-a turnat de bine. Nu va fi făcut alta, așa este prins în proiect. Aceea va rămâne acolo, nu se sparge, nu se termează. Nu a fost plătită canalizarea. Deci, dar după spunea că lucrările prost făcute nu au fost de plătit. Păi nu, dar gândeam că se sparge asfaltul, ca să facă, indiferent că se face alta sau este în obiect aceea. Se sparge asfaltul. Și s-a lucrat până acum, ca să zic, aia, cu structura, da? Cu primul stat sau primul stat. E un detaliu tehnic pe care nu pot să zic, dar așa nu știu. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Despre realitatea dezvoltării voi vorbiți și despre dacă puteți lua măsuri în privința nevoilor, că sunt într-o stare jalnică acolo, nu se mai scurt curățenie, se lucrează foarte mult. Referitor la Matei Voievod, a existat o procedură de achiziție publică în desfășurare. Am ajuns în situația în care n-am identificat niciun ofertant care să îndeplinească condițiile legale. Acolo problema, din punctul meu de vedere, vizează finanțarea. Și anume, modalitatea de finanțare este credit furnizor. Asta înseamnă că ofertantul vine cu banii lui, începe lucrările, le derulează, după aceea după un anumit grafic de rambursare, noi restituim bani. Ceea ce e foarte dificil, mai ales în condițiile de astăzi. Valoarea este, dacă nu mă știu, undeva la 10 milioane. O infrastructură de 4,5 km, cam pe acolo. Din punctul meu de vedere, indicatorii tehnici sunt cam mari. Așa e, e valoare inclusiv cu TVA, dar tot ieșim undeva la, nu știu, la 7 milioane valoare, la 4,5 km, mi se pare destul de mare. Soluția care? Soluția este următoarea. Fie reușim să obținem o finanțare din fonduri nerambursabile, și repede. Fie procedăm la modificarea proiectului și a indicatorilor, scoatem două străzi de acolo, nu știu, calea Prăjești, grădinar legumelor, din acest proiect mare, le trecem separat și ne apucăm noi de lucru, urmând ca pe diferența de străzi să așteptăm finanțarea. Deci le facem pe bugetul propriu, dar nu putem să ne permitem 10 milioane. Dar una, două străzi le scoatem de acolo. Tot la infrastructură am ajuns. Dacă mă duc la infrastructură, vreau să vă spun că am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean și o să solicităm și noi la finanțare pe OG 28 vreo 3 km de drum în Prisac. Și totodată, în ședința de Consiliu, intenționez să propun scăderea clasei de impozitare pe Priseaca de la B la C. Raportat la gradul de urbanizare, la utilitățile pe care le au și așa mai departe, cred că sunt îndeplinite condiții legale. Asta s-a întâmplat de la 1 ianuarie 2016. Unde stăm? De când stăm noastră? Citare către Agenția Națională a Locuinței. Lucrările sunt ale lor și sperăm să intre la finanțare în acest an sau anul viitor diferența de... La ce de la locuințe?
Care la Dumnezeu? Paneleurile la Zabito, care sunt deja construite, sunt într-o stare de inclusiv continuarea acestor, inclusiv continuarea acestor lucrări, pentru că lucrurile trebuie expertizate și apoi trebuie să trebuie continuate. Și ăsta salubritate ce sunt? Ba da. Direcția de salubritate. Dacă sunt probleme acolo ceea ce privește salubritate, vor fi rezolvate, o să discutăm. Povestea, am vorbit să vreau 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 să care la modul în care am acum acces niciodată. Dar de ce? Asta a fost situația. Asta a fost situația. Nu are un vice primar pentru să ceară niște documente sau nu? Nu, nu. E o diferență destul de mare între atribuții și competențe între primar și viceprimar. Ca viceprimar are anumite atribuții delegate și competențe limitate de delegarea de atribuții care ți-a fost dat. Asta e situația. Ca consilier, dintr-o consilier local, ce o documentare de un proiect conform legii nu trebuie să mi le prezintă și în altul de ce sunt aveți? Da, de, sunt chestiuni, iată, care țin de documente interne în cadrul primăriei, minute ale unității de implementare și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie să le știi ca să le ceri. Adică și în momentul în care cer, dacă cer o informare, ți se poate prezenta într-un mod destul de general. Acum am acces la aceste documente în mod nemijlocit, motiv pentru care le fac publice. Pentru că așa este normal. Și așa trebuie să știm. Și dacă acest consiliu local, avem noi consiliu local de 90 și facem acel consiliu probleme, pentru că ei n-au acces la documente, i-au avut o mașină de vot atunci și e un punct de vedere.